Lanterna aia, uite, aici o simt. N-are, n-are rost, e la cap, n-are rost. Hai că-i dăm, dăm, că nu se poate. Cred că am început vlogurile astea creepy undeva acum 3 ani. Le-am tot făcut, am făcut și live-uri creepy și vreau să fiu sincer cu voi și vreau să vă spun că, da, o mare parte din ele au fost reale și o altă parte din ele au fost făcute pentru divertisment. Dar vă promit solemn că vlogul de astăzi este făcut 100% real și foarte, foarte spontan. Suntem aici alături și de Andrei, pentru că, sincer, nu puteam să fac chestia asta de unul singur. Vreau să vă arăt și chiar ceasul. Chiar o să fie pe bune, adică gen... Vreau să vă arăt și ceasul. Este ora 1.22. Sper că se vede pentru că am blitzul. Este ora 1.22, iar în acest moment ne aflăm în apropierea orașului București, adică mai exact în pădurea Băneasa. Pe unde știi că s-a mai auzit probleme de-astea cu chestii pe care noi nu știm sigur dacă să le luăm de bune sau nu, dar de asta suntem aici ca să vedem exact dacă sunt pe bune sau dacă există ceva pe aici, că da. Na. Faza e că de foarte mult timp îmi doream să reîncep seria asta de vloguri creepy, pur și simplu de a da o tură prin oraș și am spus, bă, cum ar fi să mergem în pădurea Băneasa, de unde se aud cele mai nasoale zvonuri, cum că ar exista fenomene paranormale, fantome, oameni care fac tot felul de incantații sau chestii de genul, bă, aici ele e ciudat. Și tot felul de chestii astea. Au fost și rusalile și foarte multă lume a postat pe TikTok despre așa numitele ele. Nu știu dacă vedeți, de fapt, sunt sigur că nu vedeți, dar noi în momentul ăsta ne aflăm în pustietate. Nu știu dacă se vede ceva pe cameră, avem o lumină foarte performantă, însă nu se vede absolut nimic, nici măcar cerul, nici măcar, băi, mă simt și da, suntem în ultimul punct, ca să știi, suntem în ultimul punct unde e șosea, dar acum nu o să mai existe șosea. Deci gen. Este întuneric peste tot, e beznă. Și liniște, ia să fă liniște să-mi se audă. Și e 1:30 dimineața, adică... Nimic. Și uitați-vă cu ce mașină am putut noi să venim. Uitați-vă cu Gepetto, fraților. Cu Gepetto am venit cu această mașinuță care este mașina de... Mașina lui Vericu. Mașina lui Vericu. Este mai mașina lui Andrei temporară, ca să zic așa. Care... Mașina de backup cu care cărăm cartofi, gen de obicei. Deci vă jur că aș fi vrut să vin. Aș fi vrut să vin în niște condiții mult, mult mai bune. Adică cu o mașină automată care pornește, care gen, pornește, care nu mai face figuri la pornire. Ca asta să mă relaxez, să nu pornește din a 10-a cheie. Dacă se va întâmpla ceva în acest clip, vreau să știți că totul este 100% real. Dacă nu se va întâmpla, e 100% real. Acest vlog oricum va fi postat pe YouTube, așa că fără doar și poate, haideți să ne începem aventura și să vedem ce se află în pădurea Băneasa. Mereu când filmăm vloguri de genul ăsta, mereu când am filmat vloguri de genul ăsta și nu au fost pe post de divertisment, am avut un vibe extrem de ciudat. Vibe-ul ăla, vreau să vă spun sincer că a revenit. E aici, în sufletul meu. Suntem aici cu Bordeanu și ne tot plimbăm prin pădure până vedem, nu știu, niște lucruri mai neobișnuite. Momentan încă suntem pe șosea, dar vrem cumva să facem să intrăm în sufletul pădurii, pentru că acolo aici, se... Aici, zic sigur, în capăt, da? Nu mai e șosea. Gen, nu o să mai fie șosea, trebuie să lăsăm mașina, gen, adică da? La propriu. Acolo se vor întâmpla cele mai nasoale lucruri, da? Hai să vedem ce se întâmplă și să vedem acolo dacă... Acolo se întâmplă că trebuie să mergem pe jos, alea sunt cele mai nasoale lucruri. Și n-avem lanternă, n-avem nimic la noi. Avem doar asta. Asta, gen, care bate la un metru. Cam așa arată drumul. Și aici acum... să vedem dacă mai putem să mai înaintăm cu mașina, că... Să cam... Hai de cap și de zilele mele, mă, unde mai fost... Și ce e? E barieră sau ceva? E o barieră. Ia uite, bine intrare pe aici. Bine intrare, cam dar intrat. Dar vezi că mai încolo, nu știu dacă poate să mai meargă mașina, că e noroi. După cum vezi. Da, e că, mamă, fraților, în ce drum suntem, să moară Jaxana. Acum, momentan, oficial putem să spunem că suntem în sufletul pădurii și ne pun la cap. Că tot să mai meargă mașina, mai merge, după care o luăm frumos pe jos. Să merge bine, mă, să nu? Merge, da, să merge destul de bine. Mă, frate, mă simt ca în filmele alea horror. Da, mă, dar avem și noi ce să arătăm la fantome. Dacă e să apară da, iau da, da. Hai să deschid geamul. Dar mi-e frică, nu? Uite dacă băgă cineva acum mâna pe geam. Știi care e faza amuzantă? Că mașina asta nu arată câtă motorină avem, gen. Jură-te? Da, gen, eu n-am, nu merge sonda electrometrică. Bă, nu-mi place să moară Jackson, că nu... Vezi că am patinat mașina noroiul ăsta, nu știu cum să-ți zic. Și dacă rămâne cu mașina aici? Hai, gen, o luăm pe jos. E semnal măcar la telefon? Nu știu, dar începe să fie... Bă, nu e semnal la telefon! Bă, că am filmele alea să moară Jackson, hai să ne întoarcem cu un papiciur în el de vlog. Să moară Jackson, hai să ne întoarcem când papi ceva în el de vlog. Eu râd, dar m-a luat un pic și pe mine, îți dai seama, dar na. Te-a luat, nu? Da, e un pic așa, că nu mi-arată motorina, dar în rest, nu e problemă. Mi-e frică doar de Dumnezeu. Vai de cap și de zilele mele.
noștri. Efectiv, mergem de 30 de minute prin pustietate. Ne-am mai oprit, dar nu s-a întâmplat absolut nimic și încep să cred că lucrurile astea chiar nu există. Deci tocmai ce în față s-au văzut două lumini așa albe, de parcă ar fi ochi. Ochi, 100% de asta. Mi-am pus ochelarii, frate, că m-a luat un pic acum. Deci în față acolo s-au văzut doi ochi. Dacă e ceva pe bune. Efectiv s-au văzut doi ochi pe bune, jur. Deci efectiv am ajuns în drumul ăsta și nu avem cum să trecem. Efectiv, deci nu știu ce să facem. În momentul ăsta dăm cu spatele și în spatele nostru nu știu dacă se vede, dar e o lumină roșie. E două dimineața, suntem în mijlocul pădurii, cine naiba e? Să-mi bag piciorul în el de lemn ciudat, dar n-am crezut că e mare chestie, m-am speriat, cine e bun. Sunt câini, mă, frate. Ăștia chiar n-ar trebui să-i băgăm în seamă. Ești nebun sau văd, ești nebun? Sunt câini, dar sunt mulți, ești nebun. Bă, sunt și câini pe aici. De-astea, bă, ai văzut? Bă, ai văzut ce, pe aia? Ce? Bă, what the fuck? Ce, mă? Bă, tu ai văzut eu chestia asta? Ce? Nu văd. Bă, frate, de mâine înainte. N-ai cum. Ce, mă? N-am bă, văzut nimic. Serios, dar nu știu dacă pot să trec cu mașina. Bă, e cineva acolo, să-mi bag piciorul, bă, gata. Nu e adevărat, n-ai cum. Bă, dai cu spatele. Păi stai, mă, frate, că nu văd nici de... Bă, ce-a fost cu aia, bă, să-mi bag piciorul. Bă, stai, mă, bă. Hai, mă, lasă-l loc, bune, hai, lasă-l loc. Bă, deci nu se poate așa ceva. Bă, oare s-a prins, mă, pe cameră? Bă, era ceva sau să-mi bag piciorul, dar nu e. Dacă era un cerceaf legat de ceva. Mergem înainte, frate, să vedem, dar eu zic sigur că s-a mișcat boschetele ăla aici, nebun, la cap. Mamă, dă un pic, zici, cred că ne-am luat noi cu paranormal de la prea mult drum prin pădure aici, nebun. Deci era pur și simplu foarte, foarte acolo, în zona întunecată. Încolo, nu? Da, frate, deci eu zic, hai să mergem să vezi. Bă, eu zic să mergem neapărat acolo. Da, mă, frate, bă, s-a mișcat boschetele ăla, trebuie să mergem să vedem neapărat ești. Bă, hai mă acasă. Bă. Băi. Vedeți și voi lumina de acolo? Hai acasă. Hai, ce mă. Bă, cine e, mă? A stins lanterna cu aia. Bă! Hai mă, pe bune, hai mă să mergem. Bă. Asta cu lanterna și nu se mai aprinde. Bă, s-a văzut o lanternă și s-a stins, vă jur. Bă, vă rog, hai. Bă, era, să zic 100% că acolo e cineva, ori ne joacă, gen. Ori nu știu ce să fie. Și dracu ne joacă, că n-am anunțat. Adică, bă, da, am anunțat pe story că mergem în pădurea băiasa. Bă, dacă nu joacă, bă, dar oamenii să ne joace așa de bine. Și de unde știu ei că suntem noi în mașina asta, că suntem la kilometri departare. Cel puțin 4-5 km de departare. Deci fix aici era, nu? Cred. Mai față fi. Da, să vedem dacă trecem, ești nebun. Ia. Hai că am trecut. Uite. Uite lumina. Ia urmărești. S-a stins. Da, e acolo, uite. Bă, dacă e mă ceva. Bă, uite lumina, să-mi bag piciorul, e o lumină acolo. Mergem acolo să întâlnim. Mergem. Cine face glumele astea proaste, ești nebun. Dacă gen persoana care are lumina, gen era și întufiș. Bă, frate, ia vezi, vrei să mă înaintăm? Ia vezi, mă, nene. Am trecut. Bă, e o persoană aici, se îmboară Jacksona. What the fuck? Să trăiți, bună seara! Bună seara! Ne-a speriat cu lanterna, vă jur! Dar n-aveți voie pe aici! Da, dăm înapoi, ne plimbam și noi. Mamă, ne-a speriat cu lanterna rău de tot! Ne-a speriat, dacă e beznă! Haideți că ne retragem atunci, că noi am văzut ceva mai în spate și nu e de bine. Să vedem unde ai, că întoarcem în față. Hai să întoarcem undeva. Să trăiți, bună seara! Bă, ceva... Da, ai văzut cum ăla era în chiloți? Am văzut cum... În chiloți, în beznă, în pădure. În pădure, în mijlocul pădurii, în chiloți, în beznă. Vă jur. Uite mașina acolo, ești prost. Mașina și câine, aici stă pădurarul. Ce stă aici? Cine pădurarul, mă, pădurarul stă în mașină? Băi, v-am zis că nu e ok să plec pe aici. Întorc, frate, eu întorc și mergem, că nu mai e. Întorce. Stai să reușesc să văd dacă... Așa. Deci să-mi bag original. Era omul acolo și nu mai e, ești nebun. Și de ce... Bă, am atât de multe semne de întrebare cu clipul ăsta. Deci s-a dus dintr-un clip basic în care ne primam prin pădure într-o nebunie totală, frate. Cum? Bă, acum, sincer, ce vi se pare mai dubios? Că a apărut chestia albă acolo? Sau că a apărut omul ăsta în chiloți? În mijlocul pădurii, în chiloți? Și avea și o față, deci avea o față. Ia uite, dă cu lumină, pune-o acum. Ia uite, dă-mi uite de lumină acolo. Bă, mă, Da, se vede lumina. Deci a apărut din... Uite, s-a stins. Bă. Deci, nu, aveți, nu dar e aveți, ceva. Dar n-aveți voie pe aici. Iar, uite, iar face poate. Bă, da, parcă e mai...
aproape, gen. Asta zic. Parcă vine după noi, ești nebun? Da, parcă vine după noi, ești nebun? Dar dă... chiar vine după noi. Dar dă blițuri. Uite, s-a stins iar. Dar parcă vine după noi, ești nebun? Dă-i mai tare, să mă arăți exact. Deci știi cum mă simt acum, mă? Mă simt de parcă am intrat într-un trip din ăla, știi? Și suntem urmărit de oameni ai pădurii, ca în filmele alea, știi? Știi că există care oameni care izbonesc, gen, care n-avem ce să căutăm acolo, știi ce zic? Aici. E tărâmul lor, e șmecheria lor. Da, unii oameni sunt izolați de oameni și cred că pădurea e singurul loc, e tărâmul lor și chestiile astea. Am văzut mai multe filme și tind să cred că e real. Dar omul ăla cu lanterna m-a spart, deci n-a urmărit până aici, ești nebun. Și lanterna aia tot ai văzut și că tot. Și chiloți, adică ce face, să plimbă prin pădure în chiloți? Și nici nu prea era prea sociabil așa, dacă mă întreb pe mine. Nu, gen, adică să uita așa. Deci nu știu dacă a jucat cineva jocul ăla Outlast sau Outlast 2, știi? Eu am jucat, să moare de asta, dar ăla era cu spital abandonat. Spitalul abandonat și cu toate alea, The Forest sau Slenderman ăla e. Mă, The Forest, așa, bravo. Dar și în Outlast bariera, uitați bariera pe unde am intrat. Asta e bariera pe unde am intrat. Da. Bă, Andrei, a ieșit frumos vlogul, dar hai acasă. Nu, da, bun, hai. Mai să mergem, că eu simt, știu unde simt lanterna, uite, aici o simt. N-are, n-are rost, ieșim până la cap, n-are rost. Hai că-i dăm, îi dăm, că nu se poate. Bă, 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 ce-a fost, bă, acolo, bă? Mamă, bă, dar eu zic să-i dăm mai repede de aici, că nu se poate. Deci din spate e lumina aia și în față iar a apărut persoana aia să-mi bag piciorul. Deci ceva în pădurea asta e ciudat. Bă, să-mi bag piciorul, ori cineva, ori cineva ne face ceva, ori nu există așa ceva. Ce să ne facă? Păstorii, frate, a anunțat păstorii și a văzut lumea, frate. Și de unde știe? Dar am anunțat la ce oră, am anunțat acum. Da, omul la închiloți, zic sigur că n-are nici Instagram, nici Facebook, nici nimic. E cineva? Băi, mă duc să mă uit, frate, că a scos fumul. Am uitat în față la mașină. Bă, aici, mă? Da, pe bune, frate, ești nebun, aia e. Ce, mă, ce e cu mașina? Unde? Da. Băi, eu n-am înțeles chestia asta cu apa de la motor. Deci după ce ai alergat mașina toată ziua prin oraș. Da, toată ziua, nu, cum prin oraș. Știi că am fost la 30 de km București, după deci aia de 1 decembrie mulți, și toate alea. Am ținut numai un Forge și n-a venit întâmplat nimic. Cum și efectiv cum am acum am intrat în pădure, am mers câțiva kilometri până în omul ăla s-a dus motorul, ești nebun? Totuși în pădure e frig, bate vântul, adică de unde să se încingă? Bă, dar dacă rămâneai fără motor, în mijlocul pădurii, ce s-a întâmplat? Da, și era și omul ăla acolo, dubios. Acolo rămâneam. Eu cred că nu-i ceream ajutorul, eu zic că împingeam mașina până la București. Ce împingeam? Lăsam mașina și urlam la fugă prin pădure până vedeam prima lumină, ești nebun, primul stâlp de lumină, deci nebun la cap, deci nu așa. Dacă tot s-a întâmplat asta acum fără niciun fel de, să zicem că ne reveni și așa. Așa. Vrei să mai încercăm, să mai mergem și pe alte părți? Bă, știi cum e asta, mă? E ca un e ca o bune, adică gen, hai. Îți face rău de tot vrei, e ca un viciu să moară Jackson, dar a fost interesant. Bă, dar ce a fost cu chestia albă? Deci am răgușit, tu vezi că am răgușit? Vezi? Vezi că am răgușit? Bă, e ceva dubios, frate, și mai ales că ai răgușit și tu și a țipat chestia aia, adică da, gen... am răgușit din două țipături, trei, maxim, să moare Alexandra dacă nu. O să mergem acasă să descărcăm footage-ul și să ne uităm atent pe slow motion la fiecare cadru, să vedem ce a fost chestia aia albă. Un animal nu a fost, sigur a fost o persoană, cum a fost și persoana aia în chiloți. Dar dacă a fost o glumă, glumele astea nu se fac. Și data viitoare când o să mai mergem într-o zonă din asta bântuită sau bântuită, nu o să mai anunțăm. Nu știu dacă crezi că sunt șanse ca lucrul ăsta să ne fi fost un scenariu sau ceva? Nu sunt șanse, sunt șanse 50-50, zic eu. Zici? Da. Păi n-are, mă, bă, frate. Eu nu prea credeam în fenomene paranormale până pe seara asta. Bă, mie mi s-au întâmplat câteva chestii reale, că, adică pe bune. Că am făcut și chestii cateringă de divertisment, am făcut, dar chestia asta dă un pisic de treabă, ești nebun la cap. Bă, dar totuși, mă, să ne zică lumea, bă. Te bagi, mă, la cel mai bântuit loc? Care să mergem. Nu știu, am auzit de pădurea aia, Hoia Baciu. Pleacă, bă, de aici, ești nebun. Și după experiența asta să mergi și la Hoia Baciu. Bă, am auzit că acolo sunt oameni spânzurați, frate, pe
copaci pe acolo. Pleacă, bă, de aici, pleacă de aici. Deci nu merg la Hoia Baciu nici dacă strânge vlogul ăsta peste 50.000 de like-uri. Nu mă bag. Bă, frate, nici la 50.000 de like-uri? Frate, nu fac, ești nebun la cap. Hai 100.000 de like-uri. Pleacă, bă, de aici. Pleacă de aici, nu fac așa ceva. Nu hai, nu acolo, nu mergem la Hoia Baciu, hai să mergem acasă, că să moară Alexandra, nici nu vreau să mai dorm seara asta, ești nebun. Bă, abia aștept să vă filmările astea, adevărat. Acum să ne uităm să vedem care a fost treaba în primul rând cu chestia albă, dai zoom-uri puternice și alea să vedem. Deci vreau să vedem ce a fost, ești nebun. Și dacă ați mai văzut alte lucruri pe care le-am filmat și poate nu le-am văzut noi, nu le-am zărit noi, chiar aș vrea să ne dați minutajul după ce edităm clipul și dacă nu-l vedem noi nici măcar la edit, să ne spuneți în comentarii minutul și momentul dacă ați văzut voi ceva, pentru că mie mi s-a părut că s-au întâmplat foarte multe lucruri dubioase în acest vlog, pe care multe lucruri le-am văzut, dar poate multe lucruri nu le-am văzut și chiar vreau să... Deci nu mă așteptam ca acest vlog să iasă așa de ciudat și așa de... creepy în adevăratul sens al cuvântului. Eu sincer am crezut că o să auzi maxim o broască sau vreo creangă care pică din copac, ceva de genul ăsta, adică nu, bă, da. Bă, un om în chiloți. Îmi pare rău pentru calitatea acestui clip, măcar a fost luminat, măcar s-a auzit bine cu focalizarea, credeți-mă că fix de focalizare mai stăteam. Până data viitoare, nu mai am cuvinte să mă fiu ceră. Deci până la următorul vlog, care sperăm să fie cu divertisment puternic și să fie frumos, v-am pupat și vă iubim și nu mai fac în viața mea vlogurile astea, să-mi pap piciorul.